Salutare prieteni, bine v-am găsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program cu care putem afla de cât timp are nevoie calculatorul nostru pentru a porni. Știm foarte bine că după ce am apăsat butonul de pornire al calculatorului, vom aștepta un anumit timp până când sistemul de operare a acestuia se va încărca. Astfel, acesta ne oferă spațiu de lucru pentru, bineînțeles, a lucra. În schimb, dacă ne-am întrebat cât de timp așteptăm, ei bine, în funcție de programele care pornesc odată cu sistemul de operare și de resursele calculatorului, acest timp poate fi mai lung sau mai scurt. Depinde acum de câte programe rulează în startup. Cu ajutorul lui Bootracer, un program gratuit ce ne poate arăta timpul necesar sistemului de operare pentru o încărcare Bootracer este conceput pentru a cronometra viteza de boot a sistemului de operare Windows, iar funcția principală a acestuia este de a lua controlul total asupra timpului de boot în Windows. Haideți să luăm și noi aplicația, deschidem un browser și vom scrie la bara de adrese următoarea adresă: www.greatis.com/boot/racer/index.html. Ok, acum dăm click pe free download. După cum puteți observa, interfața programului este destul de drăguță. Ok, așteptăm un pic. Ne spune de ce trebuie să selectăm limba, bineînțeles să alegem engleză. Eu o să deschid direct din browser. Dacă vreți, voi puteți să salvați arhiva de pe web, pe orice, în orice folder sau în orice altă partiție. Eu o să deschid direct de browser. Ok, și haideți să instalăm aplicația. Închid arhiva, închid browserul, next. Acceptăm termenii contractuale a softului, next. Apăsăm yes, așteptăm un pic să se instaleze. Instalarea nu durează foarte, foarte mult. Bootracer ne mulțumește pentru că am instalat aplicația, dau finish și haideți să vedem. După cum puteți observa, de fapt ați observat și din imaginile precedente, aceasta este interfața grafică a sistemului, a aplicației, mă scuzați. Tot ce avem de făcut este să dăm click pe Boot Time Test. Ne va spune că în general aplicația ne va restarta calculatorul pentru a evalua timpul de boot. Bineînțeles, voi veți da yes pentru a vedea timpul vostru de boot. Eu o să dau click pe nou deoarece nu vreau să-mi restarteze calculatorul. Bineînțeles, voi v-am spus și vă repet, veți da click pe yes pentru a obține rezultatele. O să vă arăt și eu imediat rezultatele. Stați un pic să vedem dacă pot să intru un pic pe br în browser. Bun, să vedeți cum după ce ați dat yes, veți avea o statistică ceva de gen. În general, ne și spune boot result. Ne spune că a fost efectuat în 36.796. Iar programul evaluează că această pornire, acest timp, e în jur de 4 stele jumate. Și bineînțeles, ne și spune ce anume pornește odată cu Windows-ul, după cum puteți observa. Nu este foarte greu de utilizat. Bineînțeles, v-am spus, pre-boot, prima etapă, este împărțit în câteva etape. Pre-boot nu prea este cronometrat, după cum puteți observa, nu avem un timp, aici niște cifre. Windows Boot arată timpul necesar pentru a încărca driverele și serviciile. Password timeout, în cazul în care voi aveți o parolă atunci când vreți să vă logați pe desktop. Și desktop, bineînțeles, arată timpul necesar pentru a intra
pe desktop și și bineînțeles vă arată ce programe sunt lansate din startup. Nu este greu de utilizat, deci pur și simplu voi ori puteți da click pe start sau puteți da click pe boot time test și dați click pe yes. Vă arată statistica aia după start. La advanced de aici putem avem display boot result, bineînțeles, dacă vreți să mai să faceți o comparație între rezultatele pe care le-ați avut înainte și după ce ați mai efectuat voi sau ați mai șters niște programe din startup. Options, de aici bineînțeles puteți seta programul să facă evaluarea mereu de fiecare dată când voi deschideți calculatorul sau de câteodată când îl puneți voi la treabă, după care dați click pe Start. Show de aici ne va arăta, bineînțeles ne va arăta unde anume este salvat, adică dacă cumva vrem să-l salvăm în timp ce testează respectivele funcții. La statistici să ne prezinte niște statistici, avem niște opțiuni pentru diferite statistici, precum să creeze niște loguri în evenimentele din Windows, să scrie ultimul shutdown, ultimul timp de shutdown și să facă o diferență, să scrie o diferență între timpul care l-ați avut, adică dacă vreți să faceți o comparație, cum v-am spus mai adineauri, puteți să faceți acest lucru. Este chiar foarte interesant. Și reboot, în general, dacă vreți să dați arul ready, save change în reboot sau save change, doar ca să salvați modificările pe care le-ați făcut în opțiuni sau doar să salvați, după care dați click pe start. Bun, ca asta ar fi tutorialul, un tutorial simplu, sper că m-am ajutat, sper că acum puteți să evaluați mai bine calculatorul, să vă dați seama cum puteți să vă dați seama ce timp de boot aveți atunci când deschideți calculatorul. Sper că v-am ajutat, dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype, simbian.gaming, iar eu sau colegul meu, Adrian, vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!